Consiliul Local al Municipiului Giurgiu a aprobat în cadrul ultimei ședințe și regulamentul privind acordarea de locuințe sociale. Primarul Nicolae Barbu a oferit mai multe detalii despre acesta într-o conferință de presă. Vor primi formulare în acest moment, deci pe măsură ce vom verifica dosarele. De săptămâna viitoare comisia va intra în lucru. Este o comisie stabilită prin hotărâre de Consiliu și în momentul în care vor fi cazuri în care nu îndeplinesc aceste condiții, le vom trimite hârtie că au timpul necesar în 2-3 săptămâni, o lună, să-și actualizeze dosarul cu aceste cerințe. Ca să nu mai avem discuții că au luat locuințe sociale ăia cu mașini. Au, uite ce mașini scumpe au în față, ia uite ce nu știu ce, și eu care sunt sărman și trebuia să am locuință socială, n-am primit. Și tot la ăia le-a dat. Nu intră în categoria aceasta la venituri persoanele cu handicap, invalizii și sau pensionari. La stabilirea ordinii de ierarhizare a cererilor se vor avea în vedere următoarele. Situația locativă actuală, starea civilă, starea actuală de sănătate, vechimea cererii, nivelul de studii sau pregătire profesională, situații locative sau sociale deosebite, nivelul mediu lunar pe membru de familie. Asta că nu au dreptul să subînchirieze, să transmită dreptul de înlocuire la copii sau la cine decât conform legii și dacă nu întreține corect să suporte daune, astea sunt clare, sunt în lege, la fel că nu pot fi vândute. Manifestările specifice deschiderii noului an școlar 2016-2017 s-au desfășurat în condiții foarte bune. Din dispoziția șefului Poliției Române, chestor de poliție Bogdan Despescu, luni 12 septembrie anul curent, polițiștii au participat și au asigurat desfășurarea în siguranță a festivităților specifice deschiderii anului de învățământ. La nivelul județului Giurgiu, 139 de polițiști, dintre care 122 din structurile de ordine publică, 15 polițiști de la Poliția Rutieră și 2 polițiști de la Biroul de Analiză și Prevenire a Criminalității, au fost prezenți în zona unităților de învățământ din județul Giurgiu pentru ca noul an școlar să înceapă în liniște și în siguranță. Efectivele Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu sunt în teren pentru menținerea ordinii și siguranței publice zilnic și vor asigura fluidizarea traficului rutier, în special în zona unităților de învățământ. Pentru Poliția Română, siguranța în școli... La acest lucru au contribuit și echipele Poliției Giurgiuvene. Cel mai valoros proiect cu fonduri europene realizat la Giurgiu a fost implementat de către operatorul regional APA Service. Proiectul a fost finalizat cu succes și la termenul stabilit. Au fost probleme serioase, a fost primul proiect de asemenea învergură. Eu l-am preluat spre ultimii 3 ani. L-am închis și bucuria mea mare este că l-am închis așa cum ne-am și angajat prin toate contractele. A fost greu. Mai greu a fost pentru colegii mei care l-au păstorit, să spunem așa, și care l-au implementat până la în 2013 iunie, când am ajuns la APA Service. Însă și nici pentru mine n-a fost ușor și colegii mei. Vreau să vă spun că am primit confirmarea că totul este ok, inclusiv partea financiară de plăți și rambursări. Trebuie să spun totuși cu bucurie că ne situăm printre, sau dacă vreți, nu ne situăm printre cei peste 50% din operatorii din România care încă n-au terminat și și-au fazat lucrările și nu-mi permis să mă gândesc când ar putea să termine prima etapă, care inițial a avut termenul 2013, s-a prelungit din motive obiective, din multe motive obiective până în 2016. În prezent se lucrează pentru etapa a doua a unui astfel de proiect, o etapă în care vor fi înființate noi rețele de apă și canalizare. La ora actuală, APA Service efectuează procedurile pentru asigurarea asistenței tehnice în proiect.
Din cauza problemelor la gazon, UEFA a interzis clubului Astra Giurgiu să dispute meciul cu cei de la Austria Viena pe teren propriu. Meciul este programat în data de 15 septembrie pe Național Arena. După această decizie, oficialii clubului au luat hotărârea de a reface complet suprafața de joc. În meciurile din Liga 1, clubul Astra va disputa la Cluj meciul cu Gazmetan Mediaș de luni, varianta fiind aleasă pentru a asigura jucătorilor o deplasare mai ușoară în perspectiva jocului cu ASEA Târgu Mureș din etapa intermediară. Astra Giurgiu va reveni pe stadionul Marina Stasoviș din Giurgiu în meciul contra celor de la CSMS Iași, când se preconizează ca suprafața de joc să fie complet refăcută. Dacă terenul se va prezenta în condiții bune, la Giurgiu, unde stadionul este omologat de UEFA, forul internațional poate decide ca giurgiuvenii să joace și celelalte partide din grupele Europa League. Luni, pe terenul sintetic de pe șoseaua Prieteniei, a început etapa a doua din Liga Prieteniei Giurgiu. Competiția destinată iubitorilor de fotbal a strâns în acest al treilea sezon 16 echipe din oraș, dar și din județ. După disputarea celor patru partide programate, rezultatele sunt următoarele. Young Boys, Voința Slobozia 3-11, Real Bronx Giurgiuveni 8-3, SNLP Unirea Frătești 0-0, Salvatorii Emo Galaxy 8-5. Finalul celei de-a doua etape îi va aduce în față pe Spartanii ACS Victoria, ASEA Viitorul Energia Remuș, Fair Play Forest Bicu, Comar Amici.